Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov. Cei doi au fost puși sub învinuire și audiați după ce luni le-a fost ridicată imunitatea parlamentară. Urmează ca instanța de judecată să fixeze data și ora examinării demersurilor procurorilor. Între timp, avocații lui Ulanov acuză dosarul deschis pe numele clientului lui este unul exclusiv politic și că Procuratura Generală i-a ridicat acestuia imunitatea, l-a reținut și a efectuat percheziții cu grave încălcări de procedură. Într-un comunicat de presă, avocații Aureliu Colenco și Denis Calaida au declarat că propunerea de ridicare a imunității deputatului a fost votată cu încălcarea garanțiilor deputatului fără o miză legală, în interes strict politic și fără a-i fi asigurat dreptul la apărare. Denis Ulanov este urmărit pentru că și-a îndeplinit obligațiile sale profesionale, ceea ce stârnește serioase îngrijorări pentru noi și ar trebui pentru întreaga comunitate a avocaților cu privire la libertatea exercitării profesiei de avocat. De asemenea, cei doi apărători au enumerat un șir de încălcări și abuzuri care l-au privat pe Ulanov de dreptul la apărare și nu i-au permis să răspundă punctual la acuzațiile care îi sunt aduse. Avocații mai consideră că deputatul partidului Șor nu trebuia să fie reținut, întrucât această măsură trebuie să se bazeze pe date demonstrate, precum că persoana se va eschiva de la urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului sau va comite alte infracțiuni, ceea ce s-a ignorat în acest caz. Avocații lui Ulanov mai sugerează că în acest dosar anchetatorii îl favorizează deschis pe controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. În cazul domnului Ulanov nu s-a ținut cont de faptul că acțiunile ce îi se impută a făcut declarații în cauza de revizuire privindu-l pe Vyacheslav Platon. Totodată, domnul Ulanov a avut câteva adresări către procuratură ca aceste fapte să fie investigate, să fie audiat și să prezinte toate documentele ce le deține cu privire la împrejurările relevante. Inițiativa deputatului a fost ignorată, ceea ce poate fi demonstrat de către domnul Ulanov, menționează avocații. Am încercat să obținem o reacție la aceste acuzații, însă Vyacheslav Platon, dar nici avocatul său Ion Crețu nu ne-au răspuns la telefon. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Maria Vieru, la fel nu a fost disponibilă pentru a ne oferi un comentariu. Acum două zile, deputații Partidului Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan au fost reținuți după ce le-a fost ridicată imunitatea parlamentară.